Hackerii de la Anonymous au devenit cât se poate de cunoscuți pentru atacurile constante care vizează Rusia încă din primele zile ale războiului din Ucraina. Cum arată războiul cibernetic, căruia invadatorii îi fac cu greu față, ne spune colega mea Iulia Bălăianu. Prima tehnică e spargerea bazelor de date, printre care cea armatei ruse, a băncii centrale a Rusiei și a Agenției Federale Spațiale din Rusia. În unele cazuri, informațiile furate au fost atât de multe încât va fi nevoie de ani de zile pentru a fi analizate. Hackerii care au acum un scop nobil au țintit și multinaționalele care nu s-au retras din Rusia. Le-au transmis că au la dispoziție foarte puțin timp să plece dacă nu vor să devină ținta atacurilor informatice. Cei de la Anonymous au reușit și să blocheze peste 2500 de site-uri din Rusia și Belarus. Poate cel mai vizibil succes al Anonymous e momentul în care a oprit internetul la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, ceea ce a întârziat discursul principal al lui Vladimir Putin cu aproape 2 ore. Mergem mai departe și vedem că gruparea a reușit chiar să facă alți oameni să se implice în atacurile digitale către Rusia. Hackerii au învățat cum să lanseze atacuri informatice. Anonymous a reușit și să introducă mesaje antirăzboi în emisiunile de televiziune din Rusia. Atacurile au fost intensificate cu ocazia sărbătorilor naționale, atunci când mai mulți oameni decât de obicei se uitau la televizor. Cea mai inventivă metodă a celor de la Anonymous, spun specialiștii, este următoarea. Au contactat direct cetățenii ruși. Au preluat controlul imprimantelor și al caselor fiscale din magazine pentru a imprima mesaje pro-Ucraina. Totodată au trimis și milioane de apeluri, mail-uri și SMS-uri, totul ca să le arate rușilor ce a făcut Vladimir Putin în Ucraina. Concluzia e că toate aceste atacuri ale Anonymous au arătat că securitatea cibernetică a Rusiei e mult mai slabă decât se credea. Discutăm în continuare pe marginea acestui subiect cu Cristi Bolocan, specialist digital marketing. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Bună ziua! Vedem cât de important este și acest război cibernetic care are loc de când a început războiul din Ucraina. Așa este. Vorbim despre o situație în care în 93% din cazuri un hacker reușește să treacă peste barierele de securitate și totodată vorbim despre cel mai înalt nivel ca și intensitate a războiului cibernetic. Dacă în 2020, când a început pandemia, vedeam o creștere cu aproape 150% a numărului de atacuri cibernetice, iată că odată cu aceste incursiuni ale celor de la Anonymous, vorbim despre o intensitate nemai întâlnită. Așa cum zicea și colega, în 7 din 10 cazuri, cele mai întâlnite atacuri cibernetice se fac prin folosirea unui e-mail troian. Chiar și știrea de dinainte atingea subiectul cu certificatele COVID, care, bineînțeles, pleacă tot de la un atac cibernetic. Cum își aleg ținta hackerii? Vedem că, în primul rând, au spart baza de date a băncii centrale, baza armatei ruse, Agenția Federală Spațială, au furat de acolo informații. Așa este. În marea majoritate a cazurilor, baza de date este cea mai importantă, să zicem, cel mai important element în alegerea atacului. Bineînțeles, ne aducem aminte și de scandalul Cambridge Analytica, care a plecat tot de la niște baze de date care au fost folosite de către specialiștii în social media și în comunicare pentru a influența, să zicem, mentalitatea publicului britanic privind Uniunea Europeană. Vorbim despre o calitate a bazei de date, care bineînțeles este principalul element și în funcție de asta probabil vorbim și despre revinderea acestor informații prețioase, pentru că informația înseamnă putere. Informația înseamnă putere și am văzut în materialul prezentat de colega noastră că tot mai mulți oameni din întreaga lume se implică și învață să facă astfel de, să aibă astfel de proceduri, să atace informatic diverse site-uri. Vom vedea urmările și în alte domenii, pentru că există acest context al războiului. Da, înțelegem, lumea vrea să oprească Rusia, dar pe de altă parte există și un pericol dacă foarte mulți oameni învață să acționeze astfel? În primul rând, vorbim despre un pericol social. Să nu uităm că totuși atacurile cibernetice reprezintă un segment de război. Vorbeam și într-o altă intervenție la dumneavoastră, referitor la faptul că în momentul de față indexul de nefericire uman este poziționat la 3,2 din 10. Aceste atacuri, bineînțeles, în primul rând afectează, să zicem, calitatea umană, socială în care ne aflăm. Alt
altă problemă pe lângă celelalte deja existente și să nu uităm că o altă statistică interesantă, 5 din 10 companii nu sunt pregătite pentru un atac cibernetic. Deci vorbim totodată și despre foarte multe companii care sunt, să zicem, vulnerabile. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste explicații și pentru intervenția în jurnal.